Nu cred că e important pentru Suceava cine a scris piesa, cine o pune în scenă, cine joacă. Important, până la urmă, e publicul. Seamănă așa discursul cu textul lui Rebreanu, dar e adevărat. Pentru el se face asta. Și dacă nu își propune Suceava ca în momentul premierei Suceava să fie capitala mondială a teatrului, teatrul aici nu are sens. Am făcut atletism, cred că de acolo am o metaforă, dacă pui ștacheta la 1,20 m, poți să fii campion mondial la înălțime. Nu sar mai mult de 1,50 m, pentru că e o inteligență a corpului, e o inteligență motrică. N-are sens să te duci mai sus de atât. Dacă pui ștacheta la 2,30, n-ai să sari 2,30, dar sari 2. Trebuie o ștachetă foarte sus, care să fie dincolo de orice fel de orgolii, de localitate, de politică, de grupuri, de apartenență intelectuală. E, aici se poate face un teatru sau nu. Și teatrul nu e de mai multe feluri. Am avut același lucru și la Iași, unde am stat 20 de ani. Nu există teatru ca la Iași, teatru ca la Suceava, teatru ca la București, teatru ca la Londra. Există teatru sau nu?